Dacă în urmă cu ceva timp COVID-ul era pe buzele tuturor, acum ipoteza unui posibil război pare să creeze panică în rândul oamenilor. Dar ce părere au tinerii, cei care ar fi principalii vizați într-un asemenea scenariu? Ce ar alege tinerii, închisoarea sau războiul? După ce în spațiul public au fost readuse în lumină informații privind războiul și românii care își provoacă răni sau falsifică documente pentru a se sustrage de la incorporarea în armată, în timp de război sau pe durata stării de asediu, riscă până la 7 ani de închisoare, oamenii au avut diverse opinii. O părere rea, pentru că să-ți aperi țara, trebuie să te duci și la război să faci orice pentru țară, dacă ești patriot. Dacă nu ești patriot, nu te interesează. Mai bine stai dincolo și ai asigurată mâncarea și e în regulă. Nu e bine. Deci trebuie pentru țară să faci orice. Te duci și la luptă și oriunde și să fii patriot. Acolo are mâncare asigurată, nu riscă să moară. Ce drept? Acesta de gălare, vei să moară? De asta spuneți că au ales închisoarea. Păi normal, acolo știe că nu împușcă nimeni, nu omoară nimeni. Tinerii întrebați ce ar face dacă ar exista un potențial război, ori au ezitat să răspundă, ori au afirmat faptul că mai bine ar face închisoare, deoarece există mâncare, cazare și nu există posibilitatea de a fi omorât. De ce părere, care e treaba? Deci de la închisoare mai vine acasă, de la război poate să moară. Deci acolo își riscă viața. De-aia nu... Le spuneți că de teamă. Deci că le iau pe armată și le place armata, să duc afară și să angajează în legiunea străină, în Franța, unde îți plătiți cu 1.000 de euro, deci nu riscă viața degeaba. Părere rea, pentru că să-ți aperi țara, trebuie să te duci și la război să faci orice pentru țară, dacă ești patriot. Dacă nu ești patriot, nu te interesează, mai bine stai dincolo și ai asigurată mâncarea și e în regulă. Nu e bine, deci trebuie pentru țară să faci orice, te duci și la luptă și oriunde și... să fii patriot. Multe voci spun că ar fi benefică introducerea stagiului militar obligatoriu în România. În noua strategie militară a României, una din prevederi este introducerea serviciului militar în termen, asta pentru că România are tot mai puțini rezerviști. Armata nu va fi însă obligatorie, ci la cerere, iar militarii voluntari vor fi plătiți cu salariu.